venit, el a venit, mi-a pus mâna la gură, m-a bruscat foarte tare. Nu-i normal să mă vezi ăla pe mine cu bătaia, înțelegi? Mă, Liviu, ce se pare? Pare normal. Sunt imaginile care au scandalizat România în urmă cu mai bine de jumătate de an și care acum se lasă cu urmări pentru manelistul mult prea aprins în seara fatală de iunie. Să-și fi dat oare manelistul singur foc la valiză? Minte prea mult. Ea mi-a spus mie de ce face asta, că vrea să stea 2-3 zile pe la TV, că nu are bani de chirie. Și asta o pot dovedi. O pot dovedi că o am înregistrată. Dacă faptele se mai uită, imaginile rămân. Îngrozită, blonda a depus imediat o plângere la poliție. Acuzațiile sunt grave. Tentativă de viol. Nici nu am atins-o. M-am dus în cameră și am înjurat-o și eu, pentru că nici ea nu tăcea. A doua zi, ne-am văzut la cafea. Am stat, am vorbit, am râs. A venit poliția dimineața. Dar ea n-a vrut să se trezească. După aceea, ne-am strâns cu toții și am mers la poliție. Atunci a spus: hai că am fost și eu nebună. Nici nu e vorba despre ea. E vorba de altă fată care a făcut reclamație pe numele lui. Manelistul aruncă și el cu acuzații și neagă orice faptă care l-ar putea incrimina penal. Stăteam în cameră și a început să vorbească. Vorbeam toți și la un moment dat, nu pot să reproduc în emisiune, m-a înjurat de copii, dar rău de tot. Eu am rugat-o să vorbească cu soția mea, ca să o liniștească. Totul a pornit de la o înjurătură de copii. S-a supărat pentru că ea nu suportă gălăgia făcută de glumele noastre. Liviu Guță susține că tot blonda e capul răutăților și că ea ar fi înscenat toată tărășenia. Eu sunt un om pașnic, nu sunt un om rău. Eu nu am făcut rău nimănui în viața mea. Nu mi-e teamă de absolut nimic. Mă duc numai pentru o declarație. Cred că poliția își va face datoria corect. Eu nu mă ascund de nimic. Nu am avut avocat până acum.